Un nou scandal s-a iscat pe lacurile de la Ciurila, unde localnicii se ceartă cu Sergiu Sotelecan, pe proprietate. Ești evacuat de aici. Nu mă duc nicăieri de pe trinul meu. E terenul meu. Ești evacuat de pe lac. Ți-a dat instanța că ești evacuat, i-a reproșat femeia fostului candidat la primăria Ciurila, Sergiu Sotelecan. Primare, bagă bine de seamă. Tot ai jegmănit comuna cu gunoaie de astea. Nu îți e rușine. Ai furat actele din primărie și ți s-a făcut dosar penal. Doamnă, pleacă de aici. Aruncați-o careva în lac, a strigat Sotelecan. Primare, de aici ți se trage și te duci la pușcărie. S-a dus revnic și acum vin alții. Le-ai dat acte false, băi, să vină să că terorizeze pe mine, a mai acuzat Sergiu Sotelecan. Domnul Tișe, am fost la dumneata și ai zis că iei măsuri. Ați furat toată comuna. Unde sunt lacuri și pășune, pe tot ați pus mâna. Cum se poate așa ceva? A furat actele din primărie, femeia asta care a venit. A avut amendă penală. Primare, unde ești? Nu vreți să faceți liniște, s-a terminat cu voi. Trezește-te, domnule Boc, politicien de 2 lei ce sunteți? Tot ați furat, a acuzat Sotelecan, înfierbântat. Sergiu Sotelecan este artist de muzică populară și deține lacul de pescuit la Sote, de la Ciurila.